bună ziua, bună ziua! Astăzi vom face un cake cu Nutella în această formă. Și cine nu are formă, o face într-o formă de hârtie rotundă. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Astăzi să vom face un cake cu Nutella. În această formă. Ia uitați, cum am spus săptămâna trecută. Și bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Vom face un cake cu Nutella. În această formă, ia uitați, de silicon și cine nu are formă, poate face într-o formă rotundă, dreptunghiulară. Așa. Eu am să-mi fac două coșulețe. Ia să vă arăt cum le fac. Deci, aceste unghiuri lungi am să le duc la acesta. Și am să ridic primul unghi aici. Primul capăt și al doilea o să vină în spate. Deci unul în interior și unul în spate. Așa. O să punem puțină Nutella în interior. O să-mi trebuiască la sfârșit. Bună, Maricica! Bine ai venit! Așa. Bine ați venit tuturor! Și am făcut primul coșuleț. Așa, și-l dau deoparte. Acum o să-l facem pe al doilea. Vedeți? Luăm primul capăt și îl întoarcem și îl aducem așa aici în față. Și al doilea îl ducem așa în spate și le unim. Le unim aici. Și am făcut coșulețul. Așa. Și acum îl strângem. Și o să-l punem într-un păhăruț ca să punem puțină Nutella. Deocamdată am să le dau deoparte. Așa, le las așa aici. Și să facem un cake și o să avem nevoie de Nutella, de 130 de grame de unt, un praf de sare, 2 ouă, 50 de grame de zahăr. Eu am pus doar 50 ca adaug Nutella. Cine dorește poate pune și mai mult. Bună ziua, Ioana! Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua! Îți mulțumesc foarte mult că mă urmărești și vă mulțumesc tuturor! Aici am 6 grame de praf de copt și făină am pus 170. Se face foarte ușor, eu am să fac mai întâi în acesta, îl dăm la cuptor. Și cât timp se coace, durează puțin, 15, maxim 20 de minute, o să facem încă unul rotund. Pentru cei care nu au formă. Și o să punem totul într-un vas. Așa. Și o să punem aici în vas zahărul. Așa. Cu două ouă. Dacă nu sunteți siguri că ouăle sunt proaspete, le spargeți într-un vas mai mic, într-o cișcuță și după aceea le puneți în interior. Așa. Așa, vom pune și un praf de sare. Așa, un praf ușor, nu mai mult, așa cât luăm între degete. Și vom amesteca. Vom amesteca încet, încet.
Și secretul la acest chec este să se topească zahărul bine, bine, bine. Și amestecăm așa un cel. Și am să pun, eu am pus doar 50 de grame de zahăr și am să adaug Nutella, o lingură, o lingură jumătate și dacă e nevoie de mai dulce, mai adăugați puțin zahăr. Dacă nu, lăsați așa. Așa. Și am să pun o lingură de Nutella în interior. O lingură, vedeți, așa plină. Cine dorește, poate mixa și cu mixerul. Eu îl fac așa simplu. Așa. Și amestecăm. Și gustați. Să vedeți dacă este bun de dulce. Untul este la temperatura camerei. Și am să iau puțin și am să mâng forma. Între timp, zahărul se mai topește aici. Și am să iau așa puțin. Vedeți? Puțin pe penson și ungem. Ungem această formă așa ca să nu se lipească. Punem așa peste tot. Așa, și nu tapetăm cu făină, lăsăm doar așa cu unt. Vedeți? Așa. Și dăm deoparte. Și amestecăm în continuare. Și încercăm cu degetul. Punem degetul în cremă ca să simțim zahărul. Și dacă vedem că zahărul nu se mai simte, atunci putem adăuga făina și praful de copt. Eu deja mi-am deschis cuptorul, circa 180 de grade. Bună ziua, Eugenia! Bună ziua, bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Așa, acum adăugăm și untul moale. Este moale, moale, moale și îl punem așa pe tot. Așa. Și amestecăm încet, încet. Se face foarte, foarte repede și în loc de Nutella, eu am rețeta, deci este aceeași bază, o am făcută și cu lămâie și cu cacao și cu bucățele de ciocolată. O găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 700 de rețete, dulci și sărate și nu numai. Și săpunuri realizate la rece găsiți. Și uleiul, și tratament pentru păr, și pentru față. Așa. Vedeți cum s-a făcut? Și eu am să pun așa degetul puțin. Și dacă nu se simte zahărul și s-a topit, atunci este gata. Așa. Și este aproape gata. Și amestecăm așa bine. Fiind foarte cald, acum imediat se topește. Și puțin lapte, că nu l-am pus aici, o ceșcuță de lapte, o ceșcuță așa micuță de cafea, vedeți? Să vă spun și cât are.
70 de grame. Și punem așa în interior aici. Punem și puțin lapte. Așa. Deci am pus și 70 de grame de lapte. Cântărit totul în grame și amestecăm așa bine. Să vedem, nu se mai simte zahărul, este gata. Și acum adăugăm făina, aici am 130, nu, 170 de făină. Și praful de copt, 6 grame de praf de copt. Și amestecăm. Și gustăm să vedem dacă este bun de dulce. Mulțumesc, Cecilia. Facem dulciul dulciului. Bune, bune și gustoase. Ia să gustăm. Să vedem dacă este bună de dulce. Este dulce. Deci în rețeta de pe YouTube am 100 de zahăr. Eu am scos 50 și am pus o lingură de Nutella. Ca să nu fie prea dulce după aceea. Și amestecăm așa bine. Uitați. Așa. Iar a ieșit ca o cremă. Și este gata. Și dăm deoparte. Este prima rețetă și o să mai facem tot de Nutella, încă una. Și o să facem în două forme. În aceasta. Vedeți? E ca un vermișor, așa. Ca o rămișoare sau ce. Așa. Puteți pune și în forme de floare și în ce doriți. Și o să fac și una rotundă. Este de hârtie. Așa. Și acum să-mi pregătesc și un coș cu puțină Nutella. Și am să pun aici o lingură de Nutella în interior. Așa. Nu punem mai mult și strângem, vedeți? Așa. Strângem așa bine. Și la urmă tăiem aici vârful, să punem pe deasupra puțină. Și o să punem în formă. Și cât se face prima formă, noi o să o facem pe a doua rețetă, ca să vedeți și cum arată când o scot din cuptor. Așa. Ia să punem și la urechiu și aici. Cuptorul este cald, l-am deschis. Așa.
un scempicio russe. Așa. Și acum am să tai și am să pun puțină Nutella, așa. Să vedem dacă o să intre în interior. Acum o pun pe tavă și o dau la cuptor și o să facem cealaltă. Vedeți? Ia uitați-o. Așa arată. Și o băgăm la cuptor. O pun așa pe o tavă. Este fierbinte. Îl puteți lăsa și cu ciocolata deasupra. Eu aș fi vrut să intre un pic în interior, dar nu a intrat, dar nu este nimic. Așa. Să încerc să-l scot. Am să pun așa pe hârtie de copt. Este fierbinte, fierbinte. Sper să nu-l rup. Așa. Hai să vedem cum a ieșit. Ia uitați-l cu Nutella. Eu aș fi vrut să intre în interior, dar putem pune deasupra puțină Nutella dacă dorim. Peste. Este moale, moale și pufos. Vă place? Așa. Eu am să-i pun puțină Nutella peste.
È buona, buona, pufosa, pufosa. Si vede che sei pufosa. Guarda. Muole, muole, muole. Faccio la stessa ricetta di Astos. Ricetta di cake con Nutella. Buona tarde. Se vedete come arata l'interior. Guardate. Cât este de moale și de pufos. Bună, Lina! Te pup! Vedeți? Pufos, pufos și moale, moale și bun. Așa. Un deliciu. Aceasta este rețeta. Eu vă pup. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Eu am să intru și mâine. O zi frumoasă și o după amiază frumoasă în continuare. Vă pup, la revedere, pupici! Pupici tuturor! Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. O zi frumoasă, la revedere! La revedere, Cecilia! La revedere tuturor! Vă pup dulce! Pupici!